Bugetul în baza căruia va funcționa municipiul Suceava în acest an începe să prindă contur. Fondurile vor fi alocate în special pentru dezvoltarea orașului și foarte puțin pentru funcționarea propriu-zisă a aparatului birocratic. Parte dintre proiectele importante pentru Suceava sunt începute în anii trecuți și vor continua în 2013. Dacă discutăm de partea cea mai importantă, sigur, în afară de cheltuielile de funcționare ale primăriei, partea de investiții, ca și priorități. Investiții în continuare, reabilitarea cetății de scaun a Sucevii. Un proiect foarte important care a fost demarat de Primăria Municipiului Suceava, astăzi suntem în parteneriat cu Consiliul Județean. Finalizare proiectului reabilitare străzi din Municipiul Suceava. Discutăm aici de străzile, cele trei străzi rămase din proiect din cartierul Ițcani. Așa cum se știe, pe postul de mediu s-a adjudicat proiectul, am stabilit cu firma Pfeiffer, care a câștigat licitația, să dea prioritate la cele trei străzi Mitocelului, Alea Dumbrăvei și Câmpului din Ițcani, să le putem finaliza și pe proiectul de asfaltare. Punerea în funcție a Centrului Tradițiilor Populare, care este finalizată lucrarea, sigur mai sunt niște lucruri legate de punerea în funcție a instalației de încălzire, de ventilație, dar lucrările sunt gata. Eu sper ca cel târziu, în luna februarie, să fie funcțional efectiv acest Centru al Tradițiilor Populare. Centrul Cultural Bucovina. Așa cum se știe, avem demarat acea procedură pentru angajarea unui credit de 46 de miliarde de lei. Mi-aș dori ca undeva prin luna septembrie să finalizăm la stadiu fizic această construcție, până la sfârșitul anului, în 2-3 luni de zile, să-l putem dota, iar cu anul 2014 să poată fi funcțional. Apă și canalizare pe postul de mediu. Este vorba de partea a doua, așa cum se știe, un număr de 80 de străzi din municipiul Suceava vor fi afectate în primul rând de această dată de extinderea rețelelor de apă și canalizare și în primul rând vom începe cu cartierul Ițcani, care a rămas restanțier, așa cum am spus, încă din anul 2004. În ceea ce privește rețelele de apă și canalizare. Finalizarea adăpostului pentru câinii comunitari. Mi-aș dori ca până la, eu știu, sărbătorile de Paște să finalizăm acest adăpost, se lucrează de către constructori la realizarea cuștilor, mai avem nevoie de câteva zile de căldură ca să putem finaliza pardoseala de acolo și vreau să trecem la etapa următoare de prinderea acestor câini și ducerea în adăpost. Reabilitarea curții domnești. Mai avem nevoie de niște avizii care sunt la faza de principiu la Ministerul Culturii, definitivarea documentației, după care să mergem pe o soluție de finanțare, fonduri europene, norvegiene, alte soluții. Există o listă întreagă de proiecte care vor demara în 2013. Este vorba despre reparații la rețeaua de străzi, reabilitarea termică a blocurilor, o pistă de rol în zona patinoarului, rețeaua de străzi și curent electric în cartierul Europa și zona de agrement în parcul Șipote. Mai mult, Primăria Suceava dorește ca și alte proiecte importante să prindă contur sau să se apropie de finalizare. Este vorba despre pornirea noii centrale termice a orașului, finalizarea rutei ocolitoare și a gropii de gunoi de la Moara. Cu toate acestea, rămâne un buget al dezvoltării și al austerității maxime. Dată bugetul pentru anul 2013 al Primăriei Municipiului Suceava va fi mai mic decât al anului 2012. Veniturile proprii, din păcate, după 5 ani de zile ale Primăriei Municipiului Suceava pentru anul 2012, sunt mai mici, cu aproximativ 70 de miliarde de lei vechi, față de anul 2011.